Bună ziua, dragi prieteni din Fecioară! Haideți să facem pentru dumneavoastră etalarea în cărțile rusești țigănești. Să vedem ce poze, ce imagini îmi iasă mie pentru dumneavoastră, pentru luna 15-31 iulie, da? Luna iulie. Îmi iasă o buvniță care înseamnă în poziția 2, înseamnă că activitățile tale vor fi expuse. Dacă ai făcut ceva greșit, trebuie să te îngrijorezi. Dacă nu ai făcut ceva greșit, nu. Dacă ai ceva în minte și vrei să faci, să spui ce vrei să faci, dar să ai grijă să nu apari într-o lumină proastă, da? Să nu-ți fie frică să spui ce vrei să faci. Da. Ia sunt pește. Craft. Craftul înseamnă să nu te grăbești, că vei strica ce faci, da? Să nu te grăbești în relație, să nu grăbești persoana care e cu tine. În proiectul să nu te grăbești, e nevoie de grijă și de încetinire a acțiunilor tale. Da. Mi-a să șoareci. Șoareci în poziția 4 înseamnă că ați pierdut ceva definitiv sau pe cineva definitiv. Deci ce s-a pierdut nu mai puteți recupera. S-a furat ceva, s-a dus ceva, vă rămân doar amintiri din acel ceva, da? Bun. Îmi iasă șarpele. Uitați, șarpele îmi iasă, da? Șarpele îmi spune că sunteți geloși, arată gelozie, poate dumneavoastră, poate altcineva. Și din cauza geloziei pierdeți șanse de a avea o relație de durată. Da? Din cauza geloziei dumneavoastră nu puteți avea relația care o doriți. Să nu fiți geloși, spune. Da. Deci, buvnița. Deci, veți face ceva activități în această perioadă care vor fi expuse, sau dacă aveți în minte ceva activități, să spuneți acele activități care vreți să le faceți, dar să nu vă grăbiți. Da? Mi-a ieșit aici undeva peștele unde spune că să nu vă grăbiți în aceste activități, da? Să le spuneți, dar să faceți încet, încet, să nu vă grăbiți în relație, să nu. Vei fi descoperită cu ceva sau descoperit cu ceva. Șoareci arată că ați pierdut ceva definitiv. Șarpele arată că sunteți geloși în această perioadă. Și să nu fiți geloși pentru că pierdeți. Din cauza geloziei, pierdeți o relație frumoasă, pierdeți șansa de a avea o relație frumoasă cu cineva. Hai să ne mai uităm la, să vedem dacă mai mi-iasă ceva.
Moră și inima, mă gândeam că e inima. Așa, îmi iasă aici o speranță. Așa îi spun eu la ancoră. Ancora aceasta înseamnă că împlinirea speranțelor dumneavoastră, succes, da? Aveți succes, vi se împlinește ce doriți dumneavoastră. Deja trăiți acel succes. Trăiți ceea ce doriți. Aveți deja ceea ce doriți. Serviciul pe care îl doriți, iubirea pe care o doriți. Și primiți deja ce sperați, parcă ați primit deja sau primit, sunteți în curs de primire la ceea ce ați visat dumneavoastră, ce v-ați dorit de foarte mult timp. Da? Cred că mi-a să aici un... Nu știu dacă se vede. Mi-a să o... un vapor. În poziția 4. Arată ceva despre o, cum să spun, ceva material, o pierdere materială sau un efort care nu are succes. Probabil investiți în ceva și pierdeți acei bani, poate să însemne. Nu tot ce explorați dumneavoastră vă face bogat, deci nu toate eforturile vor fi cu succes, nu toate, unele da, unele nu. Nu luați riscuri financiare, nu jucați la loto, trebuie să aveți grijă cu investițiile, nu puneți toți banii undeva pentru că s-ar putea să-i pierdeți, da? De asta spune și... Deci îmi iasă și pierdere aici și șoricerii care îmi spune că ceva se pierde definitiv. Da? Și ați mai pierdut și veți mai pierde. Trebuie să aveți grijă. Da? Pentru că arată pierdere. Arată și împlinirea speranțelor, probabil în altceva. Și altceva pierdeți, nu știu asta, dumneavoastră știți. Să nu vă grăbiți, da, în ce faceți, să spuneți ce vreți să faceți. Bun. Cam atât, cred. Nu mai am nicio imagine. Atât pentru dumneavoastră, cei din Fecioară, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.